Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care l-avem ca invitat pe consilierul local municipal Ion Barbu. Vorbim despre problemele din municipiul Buzău. Cineva întreabă dacă s-a rezolvat cu noul cimitir. Din câte știm, nu, domnul Barbu, chiar săptămâna aceasta am primit o veste că printr-o hotărâre de guvern Ministerul Apărării a cedat terenul către municipalitate. Acel teren pe care ar fi urmat să se construiască niște locuințe anele, în urmă cu ceva. Da. Din păcate, e nevoie de locuințe pentru cei care trec pe lumea cealaltă. Se vor odihni veșnic, cum s-ar zice. Și bănuim că în primăvară, dacă lucrurile stau, da, să înceapă și lucrările. Sigur, asta a fost și solicitarea conducerii primăriei, pentru că Buzău are o mare problemă, este sufocat de, la momentul ăsta, sunt foarte multe cereri. Da, toate astea le știm din pozițiile, din punctele de vedere luate de conducerea primăriei. Este bine că s-a găsit o soluție, să răspunde și până la urmă solicitantului de răspuns, pentru că eu am convingerea că în primăvară lucrurile vor sta altfel. Sperăm să nu fie nevoie să forțăm, să se forțeze prea mult timpul. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, cu respect și dumneavoastră și domnului consilier. Vă salutăm! Vreau să mă adresez mai mult dumneavoastră și vă rog, vă solicit și ajutorul în acest sens. Spuneți, vă rog! Eu sunt de locul meu din Vadul Paș, dar am și casă în Buzău, așa că sunt și buzoian și țăran, și de la oraș și de la țară. Domnule, în ultimul timp am început să merg și eu pe la țară, mai mult. Dar observ că suntem bajocoriți, așa, umiliți pe față. S-a început lucrurile la podul Vadul Paș. Știți câte oameni lucrează la acel pod când lucrează? Azi erau trei. Trei, domnule. Un picamber, o lopată, un târnacop și un șofer care cară acel moluț. Da, chiar venim, o să venim în întâmpinarea dumneavoastră, fără a cunoaște doleanța. Nu, vă rog frumos. Un material difuzat în această seară la 19:30. Așa, domnul patron, am înțeles și eu pe Facebook, am citit acolo niște, a spus că Consiliul Județean nu i-a dat bani, s-ar putea să-i ridice și pe cei trei muncitori. Domnule, să-l lase așa, să-l lase vraiește, să nu ne mai chinuim pe calea ferată, pe acolo. Am asistat la o discuție între niște concetățeni de-ai mei, din Vadul Paș, niște doamne, care după podul de cale ferată strigau la cei muncitori, care practic nici nu munceau, stăteau degeaba de acolo. Și l-a răspuns, care-i treaba voastră, bă? Vedeți-vă de treaba voastră acolo. Păi noi ne chinuim pe calea ferată, elevi, bătrâni, să duc la școală pe acolo, ne punem viața în pericol și ăștia stau la soare, fac plajă pe pod. Da, uite că tot ați intervenit și sfatul meu este să nu mai luați această cale, să vă duceți pe în zona care... N-avem oricum de ales, domnule, eu când eram elev, podul ăsta a mai fost odată reabilitat. Eram elev, lăcasa 11 la liceu. Tot acolo am trecut, domnule. Pe calea ferată am făcut naveta. Există totuși, există pericolul. De aceea e și interzisă traversarea podului de cale ferată, clar. Care vrea să se omoare, să o omoare. Care nu-și vede de treaba lui, să ține de balustradă și... Dar înțeleg eu de la autorități că, domne, odată cu nebunia asta, cu construcția și cu interzicerea accesului pietonal pe podul vechi, că s-ar fi suplimentat numărul de curse. Vă rog frumos să mergeți și pe acolo. Vă rog frumos. Deci nu se circulă mai des? Taxi în două, să rup în două. Sunt niște paze de mașini. Am înțeles. Care... Nu știu dacă nu s-a întâmplat o nenorocire cu una dintre ele, mare minune ar fi, dar sunt supra-aglomerate. În cap 15 oameni, că așa e normal ca să fie într-o mașină, dar într-un maxi-taxi intră 35. Păi da, ca la noi. Adică... Păi ca la noi. Nu, haideți, ajutați-ne, vă... Noi ca de obicei să știți că dacă noi căutăm în arhiva noastră, până în prezent, inclusiv cu ziua de astăzi, materiale despre Vadul Paș și cred că găsim vreo 235. Domnule, dar nu s-a găsit o altă societate care să aibă măcar 2-3 picambere manuale? S-a găsit societatea asta care are un singur picamber și 3 muncitori ca să ne facă podurile de la Vadul Paș? Atât a dus acolo, deocamdată. Nu înțelegeți că vrea bani, vrea un avans.
Înțelegeți? Avansul l-o fi luat de mult, l-o fi cheltuit. Nu, n-a luat, domnul... tocmai, că asta zice, că n-a luat avansul. Domnul președinte al Consiliului Județean, că va mai face și un alt pod nou, dar de ce n-a început cu ora nou și să-l lase pe ăsta ca să ne mai chinuim o bună parte din viața noastră pe el? Bun, o parte din răspunsurile veți avea, după cum vă spuneam, mulțumim pentru intervenție la jurnalul de la 19:30. Când spuneam, avem un material, tot așa, că explicațiile șefului de la Consiliul Județean. Eu mă gândesc la că ține și de Buzău, pentru sigur că mulți dintre cetățenii sunt și din Vadul Pașii, așa, deci, așa, vin în Buzău pentru că au serviciu în oraș. Economia, sigur că da. Asta, sunt o groază de lucruri care trebuiau puse, pregătite suficient de bine înainte. Pare totul făcut așa, doar ca să lăsăm impresia că facem și noi ceva. Dar din a doua, a treia zi după ce s-a inaugurat începerea lucrărilor, spune președintele Consiliului Județean că dacă guvernul nu ne va trimite bani la timp, vom plăti noi din banii noștri. Dacă contractul prevedea că, înainte de începerea lucrărilor, sau odată cu începerea lucrărilor, să se dea o parte din sumă în avans, de ce nu s-a făcut? De ce s-a închis podul? Asta a fost cel mai simplu. Este o bătaie de joc față de acești locuitori ai comunei Vadopași, dar care sunt și ai noștri. Sunt ceea ce spuneați mai devreme și oameni care aduc parte din venitul lor sau a societății unde lucrează ei prin taxe și impozite la bugetul local al primăriei Buzău. A trebuit găsite soluții mai degrabă să le ușurez viața lor prin transport, chiar gratuit. Că nu din vina lor au adoptat varianta asta, să meargă pe undeva, pe căi ocolite spre locul de muncă, ci pentru că cineva, din motive justificabile ori nu, au găsit soluția să închidă întâi podul și după aceea să dea banii pentru lucrarea care trebuia înainte de a fi ofertată cu ceea ce trebuia, să se găsească și banii. Banii da, pentru lucrare. Aici, într-adevăr, lucrurile nu au mers. A fost o ruptură între constructor și Consiliul Județean. Nu știu din vina cui, domnul Baro, pentru că la doar câteva zile după ce și constructorul și cei de la Consiliul Județean s-au adunat acolo și au venit în fața presei: domnule, încep lucrările, gata. Deci la doar câteva zile, stați așa că ne-am oprit, da, că n-avem bani. Știți destul de bine că... Să fiți zis, domnule, noi nu începem lucrările până când nu primim un avans. Am stat atâția ani. Puteam foarte bine, pe asociația de dezvoltare care o avem, da, pe o anumită zonă a județului, cu transportul, cu colectarea deșeurilor și apă și canal, bun, de mai făceam, când ne permitea timpul de 2-3 ani de zile, 5 ani, 10 ani, de când tot zice că facem podul, cum putem să-l facem? Păi atunci, hai să facem asociația să subvenționăm transportul pe zona aia. Foarte bine punctat, domnul Barbu, una dintre soluții, asta ar fi fost, una dintre soluții chiar foarte fiabilă, pentru că se vede clar că nu au anticipat, domnule, să vină cu soluția. Păi da. Ce facem? Adică să știa că se închide podul. Sigur că care e alternativa pentru cetățenii? Câți oameni vin de acolo? Care veneau, mii de oameni. Da, care veneau, sigur, traversau bun podul. Și... facem asociația asta, avem dreptul să subvenționăm transportul, parte din valoarea transportului, dar nu pentru transportorii privați neapărat, și găseam soluții, dar n-am făcut și acum ne batem joc de oameni. Cineva zice așa, zona Verculeasa aparține municipiului Buzău, stipulându-se acest aspect în cele, în CEI, în carte de interne, mă rog. După cum știți, aici locuiesc multe familii care sunt nevoite să suporte mirosuri insuportabile datorate deversărilor defecale și alte deșeuri în canale care se scurg în râul Buzău. Un exemplu ar fi ferma de vaci situată lângă drumul ce duce către Balastirea Urbis, care deversează toate deșeurile în canalul alăturat. Așa zice cetățeanul respectiv. Păi, da, dar cred că avea... Se pot observa mai multe țevi și conducte folosite în acest scop. Da, o să, nu știu. Sigur, să garda de mediu, deci așa trebuie procedat, indiferent dacă aparține de municipiu, de județ, de cine aparține, când sesizăm asemenea lucruri, nu stăm pe gânduri. Avem posibilitatea să ne informăm foarte ușor cu numărul telefon al gărzii de mediu și dacă sesizăm aceste lucruri, imediat vom avea și reacțiile lor. Da, avem încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă ușor la emisiunea dumneavoastră, faceți o emisiune destul de bună. Văd că sunt acolo. Nu sunt mașini, oamenii n-au cu ce veni de la Vatul Pașii.
Păi a adus primăria 15 mașini, domnule. De ce nu bagă mașini pe traseul ăsta cu oameni și păi, elevi la școală, domnule? Păi pe unde să treacă mașinile alea, nu vă supărați. Păi pe unde, dar nu e șosea pe la pont, pe la Mărăcineni, pe unde să treacă? Nu poate să intre municipiul Buzău cu transportul local, nu că iau apărarea primarului, că aici eu sunt un consilier al opoziției și ar trebui să... Nu. Acolo e Consiliul Județean. Comunele nu sunt arondate la primăria Buzău. Stați un pic, domnul Barbu. Îmi permis să vă contrazic aici, pentru că aceeași soluție și la Mărăcine în Săpoca. Nu. Deci am spus că e o soluție adoptată de primăria Buzău. Da. Eu spun că Consiliul Județean trebuia să prevadă situația și să facă ceea ce nu avem asociație de dezvoltare intercomunitară, iar transportul pe acele... Să fie asigurat. Este asigurat, dar și în momentul ăsta. Știți că în Consiliul Local s-a cerut ca la Transbus să se mai trimite o persoană și a spus nu, asta aparține de ADI. Bun, deci dumneavoastră spuneți de... Mai spun ceva, domnule. Vă rog. Vă rog. Era traseul 5 care merge până la pod acolo, acum cred că și dumneavoastră știți, erau 16 maxi-taxi, domnule. Și totuși era călătoria aproape plină. Din 16 autobuze din astea maxi-taxi au mai rămas 7, domnule. Ca și a vrut domnul Bârlu odată când s-a făcut acum 2 ani licitația să facă niște șmecherii pe acolo ca să rămână mai puțin mașini. Să nu spunem ceva fără acoperire. Să știi care-i treaba. Deci să bage atunci mașini, bage să facă 16 mașini care au fost. Că știți că au fost 16 mașini, întrebați voastră, oameni care circulă pe traseu. Bun, dar din alea 16, dați-mi voie, că știu și eu, nu iau apărare nimănui. Din alea 16, multe erau un pericol public. Nu-mi spuneți... Dar să bate acum, că văd că-i ceartă acolo, că nu sunt cu ce veni oameni, copiii la școală. Tocmai despre asta vorbeam cu domnul Barbu, că autoritățile nu au anticipat problema asta, deși era foarte clar că va exista o problemă legată de cetățenii care nu vor mai putea traversa. Mașini, autobuzile astea să facă cel puțin 16 cât au fost înainte. Bun, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Sănătate numai. Trebuie să clarificăm un lucru. Noi nu discutăm ce fac oamenii după ce trec podul. Care pod? Ne punem noi întrebarea. Că podul pietonal a fost blocat, nu se mai poate trece pe el. Altă variantă nu a fost găsită, altă soluție. Și oamenii trec cum pot pe calea ferată. Lucru care vine ceața, vine iarna, vine ghețușul. Faptul că este, ilegal, e periculos. Foarte periculos. Deci nu s-a făcut nimic. Iar oamenii sunt revoltați că nu se lucrează acolo. Pe podul ăla. Deci, nu că nu sunt autobuze, domnule, nu sunt maxi-taxi. Pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Nu poți să... Deci, gata, mai bine 14-15 ani de când vorbim despre podul ăla, iar acum ne trezim, după ce am început lucrarea, că, de fapt, tot așa a fost o chestie. Eram, să zic, un balon înțepat cu ceva. Bun. Haideți să vorbim în ultima parte a emisiunii, domnul Barbu, despre regulamentul aflat în dezbatere publică, un regulament privind conviețuirea în municipiul Buzău. Cei care vor să intervină în direct sunt rugați să sune pe numărul de fix afișat pe ecran. La cel de pe mobil nu vă va răspunde nimeni în direct. Mulțumesc! Anticipat. Regulamentul de conviețuire, zicem așa, pentru că are o titulatură foarte mare, de conviețuire, de asigurarea ordinii și curățenie în municipiul Buzău. E în dezbatere publică, nu? Avem intervenție iar? Da, atunci să zicem bună seara. Bună seara, domnilor. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Barbu, ce știe în legătură cu problema gunoiului de la RER? S-a promis că s-a intervenit de către parlamentarii noștri, nu știu care, că Buzău a îndeplinit condițiile de selectare a deșeurilor și nu știu ce, și știți că se va reveni la vechiul tarif al gunoiului. Văd că și luna august același tarif se plătește, deci 13 lei și ceva de persoană. Când a avut dreptate, cine a zis? Zicea că a făcut Ciolacu, pe dracu, și-a făcut, și-a intervenit, și-a făcut. Văd că n-a făcut nimeni nimic. Atât am avut de întrebat. O seară bună. Bun, de asemenea, mulțumim, sănătate. Vă rog. Răspunsul este următorul. Nu a fost o înțelegere, ci mai degrabă a fost abrogată hotărârea de guvern în care se sancționa populația țării că nu s-a încadrat în norma europeană, deci s-a revenit la vechiul preț, numai că
Consiliul Județean a avut grijă să ne arunce o șopârlică așa și să ne... A, nu, aici Consiliul vorbesc de, de... Nu, nu Consiliul Județean, cu apa de ploaie la Consiliul Județean, la ADI. Nu, cu gunoiul nu putem să va reveni la vechiul preț începând cu luna aceasta. Este hotărâre de Consiliul Local luată. Da. Știți destul de bine că luna trecută am avut în cerința, începând cu 1 septembrie. Da, de ce? De ce? Pentru că în luna august, azi, la sfârșitul așa. Lunii august, s-a adoptat prin hotărâre de Consiliul Local revenirea la vechiul preț. Am avut chiar și intervenția aceea că, nu știu din ce motiv, cineva a greșit virgula și am constatat atunci că e bine să revenim la vechiul preț. Prin hotărârea de Consiliul Local s-a revenit într-adevăr, dar începând cu luna septembrie. Motivarea, dacă e pe lângă hotărârea de Consiliul Local, care clar are caracter de lege la nivel local, a fost că cei de la RER nu au impus de la 1 ianuarie majorarea de preț așa cum a cerut, cum de fapt s-a plătit acea majorare pentru colectare. RER-ul a plătit majorarea către stat, dar nu ne-a impus și nouă populație. Și a mai tărăgânat o lună până s-a adoptat hotărârea de Consiliul Local. De asta s-a întâlnit. Mă duceam în discuție că mi-a venit mie cu apa de ploaie, că e în aceeași înseamnă situație. Înseamnă că ziceți ceva cu apa de ploaie. Imediat vorbim. Da, da. Mă simt nevoit să repet această rugăminte. Pentru cei care vor să intervină în direct, nu mai sunați pe numărul de mobil afișat pe ecran, că nu o să vă răspundă nimeni și nu o să interveneze niciodată în direct prin această metodă. Iată, acum avem pe telefon un telespectator care știe să sune la numărul de fix afișat pe ecran. Bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Să rămână, doamnă, vă ascultăm. Vreau să pun și o întrebare, domnul consilier, în legătură cu podul de la Vadul Pasilor. Ce facem, domnule, de două săptămâni a spart 2 metri de asfalt acolo? Ne tai trenul, nu putem să trecem pe acolo, nu vine nimeni de la primărie, domnule, nu vine nimeni să vadă, să stea lângă ei, să vadă ce face. Mâine și duminică, sigur, nu o să lucrează 2 metri de asfalt cu picamurul pe zi, până la ora 3, în carte și stau de vorbă toți, și 3 bărbați și unul pe 10. Doamnă, vă întreb și pe dumneavoastră. Auziți, ne tai trenul de la Vadul Pasă, nu putem să trecem pe acolo cu o greutate, cu ceva copii la școală. Așa este. Cine răspunde, domnule, de treaba asta? Nu, în primul rând, nu aveți voie să treceți pe podul de cale ferată. Dar dacă să trece, băgați autobuze pe sus. Bun, asta era ideea. Nu să băgăm autobuze pe sus, dar... A băgat doiul până la Cernăție să pot. Bun, a fost suplimentat numărul de microbuze către zona aia, de la Buzău către Vadul Pașii? Este un maxi-taxi până la Vadul Pașii și copiii la școală și atâta lume aglomerată. Atât un maxi-taxi? Un maxi-taxi până la Vadul Pașii și restul celelalte de la Săgeata vin aglomerate, nu poate să ia toată lumea. Am înțeles. O să vă discutăm luni încă o dată. Un autobuz cum ați băgat până la Cernăția, băgat cel cu un leu cinteș și mării, până la Vadul Pașii, până la Scurtești, iar lumea după stradă. Ce înseamnă Babilonia? N-am înțeles bine că legătura telefonică nu este foarte clară. A fost scumpit biletul cu ocazia asta sau cum? Băgați autobuze până la Cernăția, Vadul Pașii, pentru că nu are lumea putea să meargă. O să discutăm luni, o să îi abordăm din nou pe cei din conducerea Consiliului Județean cu această problemă. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Eu cred că o să iasă mare scandal la Vadul Pașii. Deja sunt multe voci care... Da, și revoltate de situație, că s-au trezit, practic nici nu au fost măcar mărturi, nu cont dacă erau avertizate. S-au trezit într-o zi că nu mai pot trece podul ca până atunci și iată, nu există alternativă pentru ei. Zice cineva, la cine trebuie să ne adresăm pentru toaletarea pomilor de pe strada dintre Patriei și Ciochinescu? Crengile ating aproape Caldarâmă. Se poate folosi adresa de e-mail la primărie pe de o parte, pe domnulprimar.ro, dar la momentul ăsta nimeni nu toaletează niciun pom. Asta se va face eventual la toamnă sau în primăvară, niciun caz acum. De ce spun asta? Pentru că și eu am făcut adrese către conducerea primăriei și cei care răspund de treaba asta mi-au spus că nu vor face deloc acea toaletare în momentul ăsta. Bun, domnul Barbu, ne-am prins cu alte subiecte și revenim la regulament. Aveți ceva de precizat foarte pe scurt că suntem într-o... Deci trebuie să ne înțelegem, trebuie făcute câteva precizări. Dacă sunt greșeli în text, trebuie să le corectăm. Legat în primul rând de ceea ce înseamnă expunerea la uscat a rufelor, deci scoaterea în balcoane deschise. Mi se pare că e corect să nu dăm voie oamenilor să-și usuce rufele în propriul balcon.
după părerea mea, și așa ar trebui să se întâmple, în extinderile balconului. Deci folosești balconul în altă scopă, l-ai transformat în bucătărie, ai scos în afară ceva, o bară, și expui rufele la uscat acolo. Aia nu e voie. Dar în balconul propriu nu ai cum să fie, nu ți se poate potrivit interzice. Potrivit textului pe care am eu înțeles, l-am în față. Am înțeles, dar trebuie să modificăm textul. Eu cel puțin în ședința de Consiliu Local, dacă nu se va face modificarea până atunci, o să cer să se scoată acest adică articol. Gen, domne, pe cine ar până la urmă rufele într-un balcon deschis sunt la nivelul pot fi, da? Sunt. Dar e treaba mea dacă le ridic mai sus. De ce trebuie să se uite cineva care trece pe stradă neapărat în balconul, dar strada... Hai să zicem că unele sunt sus, altele sunt la nivelul de bară. Da. Și atunci dacă nu se văd, ce-i cu mine? Bine, oricum e ciudat să discutăm despre chestia asta, dar sunt niște aspecte unde că sigur. Poate te trezești la un moment dat, trece într-un fel și vine la tine polițist local la ușă, domne, știți rufele... Da. Mai e o problemă legată de bătătoarele de... Bună seara! Alo? Bună seara! Vă rog foarte pe scurt că suntem într-o criză de timp. Bună seara, domnul Vrăzua! Vă rog! Am noi o problemă. Locuiesc în Barera Ploiești și în stația de autobuzul nostru este și stația de taximetri. Acolo lungimea este pe 30-35 de metri și autobuzele nu poate să intre în stație din cauza stației de autobuz. Eu n-am mai văzut în Buzău ca în stația de autobuz să fie și stația de taximetri. Știți care e problema acolo? Știu foarte bine pentru că... 35 de metri. O știu foarte bine stația aceea de la de vis-a-vis de Big, da? Da. În zona Big. Da. Așa. Problema nu este că există stație lângă stație de taxi lângă stația de autobuz, ci problema este a mașinilor parcate, mașinile nu de taxi, parcate în stație, dar știu foarte bine zona. Domnul, bună ziua! Vă rog! Pe liniile strigate care sunt pentru autobuz, sunt taximetri în loc să fie, să poată intre autobuzul în stație, nu poate intre. Am înțeles. Cu toate că pe partea cealaltă s-a creat... Taximetri parcate. Pe partea cealaltă la fel s-a creat un spațiu tot pentru taximetriști. Acum... Domnul, bună ziua! Vă rog! Eu n-am văzut în stație de autobuz și stație de taximetri. Am înțeles ce ziceți dumneavoastră. O să discutăm, nu știu... Da, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mulțumim și noi pentru intervenție. Acolo eu în fiecare zi ajung în zona respectivă. Văd problema asta mai mult legată de cei care parchează în stația de autobuz. Mai ales că acum parte din aceleași taxiuri care erau pe partea stângă, cum venind din oraș, deci în stație, au fost trecute vis-a-vis pe partea dreaptă și s-a mai scurtat lungimea parcării pentru taxiuri. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate, acolo sunt mașini ale riveranilor sau nu numai, care parchează în zonă. Și la această dimineață, la fel, aceeași problemă am văzut. Adică, iar eu locuiesc acolo. Și la fel. Da. Când va intra și podul Mărăcine în reparație, sunt alternative? Pe unde se face legătura cu Moldova? Cum facem cu județul? Da. Este drum european. Aici lucrurile sunt clare, oficiale. Alternativa va fi podul, sensul de mers, celălalt sens care de mers, unde nu se va... Podul nou, cum ar veni. Da. Și se va circula în ambele sensuri, după ce vor începe lucrurile acolo și evident se va închide traficul. Da, mai avem la regulamentul ăsta, eu la am o problemă. Am o problemă vis-a-vis de ceea ce încearcă să ni se introducă ca și obligație de către acest regulament, aceea ca și proprietari de apartamente sau asociații de proprietari să spălăm pubelele închiriate de la RER. Păi lucrul ăsta înseamnă că practic creștem prețul de colectare a gunoiului. La momentul ăsta acea lucrare o execută RER-ul. E contract pentru asta, trebuie să-și facă treaba în continuare și voi cere să fie scos acel articol din regulament, pentru că nu mi se pare corect să se întâmple pubelele ale RER-ului. Și sunt închiriate. Ce facem, ne spălăm noi pe ale lor? Sau păi normal, dar în momentul ăsta execută ei lucrarea asta și o plătim. În prețul ăsta, acolo în prețul ăsta al gunoiului, intră și. De ce să facem noi lucrul ăsta? Și mai e o chestiune care eu trebuie să zic, sau zic că ar trebui clarificată. Legate de barele de bătut, covoarele, bătătoarele, acolo spune că să nu fie aproape de blocuri, dar sunt unele atunci care nu sunt aproape mai departe de blocuri. Exact, să găsim spațiu. Aici găsim o portiță, da, să facem bătă. Le mutăm din fața blocului, le mutăm. Și unele sunt. Bună seara!
seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Foarte pe scurt. Dacă sunt la parter și n-am însă usugrufele, mă primește domnul Barbu cu ele la dânsul? Dar nu domnul Barbu propune asta, din potrivă. Da, știu, e acolo consilier, poate să spună. Vă întreb și eu ceva. Aveți uscător în bloc? Nu. N-aveți uscător în bloc? În micro pe aici sunt blocurile spre armată. Am înțeles. Și nu sunt prevăzute cu uscători. Da. Am o rugăminte la dumneavoastră, că emisiunea e spre final și am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Vedeți că iar îl aud pe domnul primar și nu o fac pentru că așa vreau să o fac. Se întâmplă să țină cont în ultima perioadă și de părerile dumneavoastră. Vă rog eu frumos, toți cei din zonă, faceți o adresă cât mai e timp, pentru că hotărârea, regulamentul este în dezbatere publică. Chiar și cereți... trimiteți un sub formă de amendament. Exact. Pentru că proiectul în dezbatere publică fiind, puteți să trimiteți ori adăugiri, ori sesizări. Nu, dar să ne dea o soluție. Păi asta mergeți dumneavoastră exact și asta. Spuneți împreună. La parter, credeți-mă, nu pierdeți timpul și faceți o depeșă scrisă de cei din zonă prin care dumneavoastră solicitați să se găsească o soluție ca dumneavoastră să puteți totuși usca rufele, că nu o să vă cumpere nimeni mașini de uscat rufe ca să vă rezolve problema și va trebui împreună acolo să găsiți. Bun, mulțumim și dumneavoastră pentru intervenție. Vă rog, domnul Barbu, legat de bătătoare, la fel. Da, eu zic că și aici până ne vom obișnui și noi cu ceea ce trebuie de altfel să se întâmple într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, să nu mai batem covoarele în fața blocului și să încercăm să facem ceea ce de fapt ne impun acești... Bine, mă uitam pe proiect, domnul Barbu, da. Legat de asta cu cei care sunt la parter. Aici zice să nu întindă rufele spălate la uscat în balcoane deschise, pe suport, în afara balconelor sau în jurul imobilelor de locuit. Aici se referă la blocuri, da? Da, bineînțeles. Am înțeles. Bun. Și sunt, într-adevăr, foarte multe situații, iar toate aceste reglementări sunt urmarea sesizărilor venite tot de la cetățeni. Nu este deloc de neglijat faptul că până la urmă și noi trebuie să ne civilizăm. Dar a fi radicali în adoptarea unor hotărâri și cu măsuri sancționatorii imediate și dacă găsim pe cineva care încă mai merge la bătător și are, vrea să bată covorul și noi să zicem, știi ceva, amenda 1000 de lei. Nu este moral, nu este corect, nu este uman să facem lucrul ăsta. Și așa că treptat vom înțelege cu toții că niște reguli din astea, dacă acum, cât e în dezbatere publică, nu cerem clemență, să spunem, mai lasă-ne un timp, că o să cumpărăm altfel de covoare, nu le mai batem. Dar întrebarea dumneavoastră a avut bătaie lungă legată de acele uscătoare. Sigur pentru că da. Sunt multe blocuri. Foarte multe blocuri. Unde uscătoarele ori au fost transformate închiriate. În, nu știu, exact. În și au dat acordul sau nu locatare. Alții le folosesc chiar locuri de depozitare. Exact. Diverse. Au fost transformate în cămări și așa mai departe. Nu. Ele va trebui obligat să se transforme în ceea ce de fapt erau inițial. Uscătoare pentru rufele locuitorilor, locatarilor blocului respectiv. Bun. Domnul Barbu, vă mulțumesc pentru prezență. Pentru faptul că așa cum se întâmplă de obicei, ați răspuns cât ați putut și potrivit competențelor în fața cetățenilor care au sunat și care au trimis mesaje. Ne vom revedea și cu alte ocazii. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Le mulțumim celor care ne-au urmărit, cu riscul de a fi bălăcărit din regia de emisie. Domnul Barbu, mi-am adus aminte, era să uităm cu apa de ploaie ce a făcut Consiliul ăsta, Adi? Ne-a aruncat o șopârlică, pentru că în momentul în care an la rând să majora prețul la apa de ploaie și nu numai, da, nu trebuia să fie hotărât de Consiliul Local. E de data asta, Adi a spus, da, domnule, nicio problemă, eu astăzi am luat decizia să scot de la plata apei de ploaie de către populația municipiului Buzău și Lungu-Sărat, dar cu o condiție, să se adopte prin hotărâri de Consiliul Local. Stai așa, că chiar a existat în timpul ședinței acest schimb de replici între... Domnul Neagu a zis că nu trebuie dezbatere publică. Din moment ce juriștii spun așa, orice proiect care are implică până la urmă o cheltuială de către populația unui oraș, trebuie să treacă întâi printr-o dezbatere publică care afectează Bun, dar stați-mă un pic, o dată președintele Adi
da. Care este șeful Consiliului Județean Petre Manoin Neagu, și dacă a precizat în ședința ADI, după ce s-a aprobat acel proiect, că nu e nevoie de dezbatere publică. Domnul primar Constantin Toma spunând că o să supunem proiectul în cadrul unei dezbateri publice. Domnul Neagu a zis, nu este nevoie de dezbatere. Da. Chiar am crezut că încep iar să se... Nu, dar eu mai degrabă... Și după ședința respectivă. De acord, dar știți destul de bine că s-a fript cu ciorbă pe decizii luate foarte repede și pe, bazându-se pe juriștii din primărie, domnul primar, de nenumărate ori. Cred că asta cu dezbaterea e mai... Adică mai face degrabă așteptăm sigur o lună, că dacă... Da. Unul dintre, a zice eu, oamenii de bine ai orașului ăsta, cunoscând legislația foarte bine, sesiza sau dădea, cerea în instanță că nu s-a respectat pașii care trebuiau pe un proiect care trebuia dezbătut, trecut prin dezbatere publică, păi an la rând plăteam această apă de ploaie în continuare până se finaliza eventual procesul respectiv. Așa, mai degrabă așteptăm încă o lună. Și nu e nicio problemă dacă după aceea, respectând tot ceea ce până la urmă cere legislația, trecem să aplicăm și această măsură. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă Barbu, le mulțumim celor care ne-au urmărit. La 19.30 nu ratați jurnalul Campus TV. Numai bine, la revedere!